născut, moașa mea a visat-o pe Maria Ciobanu. Și a doua zi a spus mamei mele că o să devin cântăreață. Mama mea a crezut în mine dintotdeauna, a simțit într-un fel, îmi spunea, că o să devin cântăreață. Și m-a îndemnat, am participat la diverse concursuri, mi-aduc aminte doar de muzică în copilăria mea. Mama mea este țesătoare, la Arta la Sat din Bechet. Face covoare populare și făcea un război micuț pe care lucram și eu. Țeseam. Știu să cosi, îmi place să și pictez, cânt și la pian, am studiat și chitara, acum cânt și la cobză, cânt și în formația de muzică veche din liceu, la flaut, și avem și fanfară, acolo cânt la trompetă. În taraf cânt și vocal și cu cobza. Îmi plac toate instrumentele. Atunci când cânt, pur și simplu sufletelul meu nu mai e aici pe pământ și se duce undeva unde se simte el ca acasă. Și vesel, în sfârșit. Bună seara. Bună seara. Bine ai venit și bine ați venit. Bine v-am găsit. Cine te însoțește? Te rog frumos să le prezinți pe fetele acestea frumoase, minunate. Mă însoțesc colegele mele de la liceul pedagogic din Craiova. Așa. Andreea Angel, la vioară. Cristiana Dragomirescu, violă. Cojucaru Gina, contrabas. În spatele meu, Alina Trășcălie, la țambal. Cojoacă Ramona, fluier. Dabu Andrada, nai. Și Nanu Cosmina, nai. Bravo, deci sunt colegele bravo! Tale. Da. Și cât v-ați pregătit voi așa pentru emisiunea Vedeta Populară, în formula aceasta? În jur de 2 luni. Cam 2 luni de lucru. Da, da, da. Foarte interesant. Să auzim. Grigore Leșe, vă rog. Sincer să fiu, acum hai să fiu sincer până în capăt. Eu aș fi vrut să ascult piesa aceasta doar numai cu cobză. Apreciez strădania lor. Costumele sunt senzaționale, sunt vorbitoare, povestitoare, sunt minunate. În vremurile acestea este nevoie de așa ceva. Dar zău dacă nu. Vroiam să o ascult numai pe ea. O ajută glasul și la vârsta ei de 19 ani a fost foarte frumos. Eu așa o văd. Acum o judec pe ea. Mulțumim, Eliza Stan. Eu văd aici un lucru inedit. Să vezi un tarab format numai din fete este absolut minunat. Mi se pare că este un lucru foarte frumos pe care voi îl faceți acolo în liceu și pentru care vă felicit. Totuși, trebuie să aveți în vedere că deocamdată așa, sigur, este un tarab
decorativ, dar ca să fie și funcțional, trebuie într-adevăr lucrat, trebuie studiat. Despre Maria, eu voi spune următoarele. Ți-ai ales bine cântecul, te pune în valoare, cu adevărat. De unde știi cântecul? De la regretatul Liviu Vasilică, Vintele Ormane. Da, iată, da. Tu ai încercat și ai și reușit în bună măsură să interpretezi exact ca acolo, cum se cânt. Așa se numea cântatul în draci, cu icnelile acelea ale vocii. Și ți-au reușit. Bravo! Mulțumim! Mircea Dinescu, vă rog! Această combinație mi se pare miraculoasă, știi? Când trec cu mașina dinspre Craiova, spre cetate și primăvară, spre vară, când înfloresc toate plantele, cam așa arată totul în jur, știi? Și eu te-aș ruga să cânti tu singură, pentru că mie tocmai icnelile alea care mie... Nemai pomenite sunt. Ea cântă singură, adică din nou, fără ele. Și chiar sunt. Dar mie îmi place în coată. Nu, și la fel, păi de asta am și punctat. Zi-o din nou. Melodia numai tu. Ia flori, flori, li-n crângă, da dorul, să nu le plângă, of, of. Ia flori, flori, li toate surate, lor să fac pare de of, of. Iarna toată pe la patră vă cântă dorul surată, da inimioară uscată. Bravo. Mulțumim, bravo. Mulțumim mult. Bun, Cornelia. Da. Măriuță, dragă, ne-ai cam cucerit, ca să zic așa. Ai cântat în draci și nouă ne-a plăcut în draci. Bravo. Mulțumim, Niculina. Mi-a plăcut foarte mult. Îmi place felul în care interpretezi. Când spui Teleorman, te gândești automat la Floarea Calotă și la Liviu Vasilică. Există definiții ale zonelor. Definițiile zonelor în cântecul popular sunt oamenii care au devenit promotori ai acestor lucruri. Ca atare, tu mergi cu pași buni și serioși pe un drum pe care, dacă îl tratezi așa cum se cade și se cuvine, cred că vei ajunge foarte departe. Felicitări! Sunteți o imagine perfectă a Olteniei pe care eu o divinizez! Punct! Și amin! Mulțumim foarte mult, dragele noastre! Mulțumim foarte mult și succes pentru proba a doua! Mulțumim! A fost un moment inedit. Cred că unicul din viața mea, care m-a făcut să simt trăirile pe care nu le-am mai simțit niciodată. Mi-am stăpânit cu greu lacrimile și cred că o să fie o amintire plăcută pe tot parcursul vieții mele. Măriuca, ce faci, Măriuca? Bravo, Măriuca, bravo! Bine, v-am găsit, mulțumesc! Ai avut emoții mari? Am avut emoții, dar, să spun așa, au fost împărțite colegilor mele, așa că destul de constructive. Dacă o să găsești marele premiu de 100.000 de lei, ce faci tu cu bănuții la vârsta ta? Vreau să cumpăr mai multe instrumente liceului nostru. Foarte bine, foarte nu bine! Nu aveți? Avem instrumente, dar nu de ajuns. Mai lipsesc câteva și vreau să... Și cu restul banilor ce faci? Oricum, va fi împărțită suma colegilor mele. Bine, baftă, să ne vedem în proba a doua. Pa, și nu uita, ce e val, cavalul trece. Ce-i zis asta? Am zis ceva de mine cu asta. Mulțumesc, ne vedem. Pa, Măriuca.